Bună, vreau să vă arăt o mică comandă de pe artaceaiului.ro. Eu am postat de două ori ceaiurile cumpărate de la ei pe Instagram și mă întrebați unele dintre voi cum sunt ceaiurile, de unde le cumpăr. Și acum, la a treia comandă, am zis să vă arăt și vouă cum arată ceaiurile. Am avut pe comandă două sticle cu infuzor, pentru că eu am deja două, așa arată ele. Una am primit-o cadou în soapă cu Ilie și Alina, pentru că de la ei am descoperit aceste ceaiuri și una mi-a mai comandat-o eu, dar la o altă comandă. Acum am desfăcut o sticlă ca să vă arăt și vouă, așa arată. Are infuzorul aici și puteți să puneți cât ceai doriți, puneți după aia apă fierbinte și ceaiul este foarte bun. Așa arată sticla, este un plastic foarte rezistent, foarte tare, chiar sunt super aceste sticle. Eu mă bucur foarte mult că am descoperit și mie îmi place oricum să beau foarte mult ceai, mai ales în perioada rece. Așa am reușit să mă dezobișnuiesc și să nu mai beau sucuri aproape deloc. Bine, mai beau din când în când, dar nu fac exces, pentru că îmi place foarte mult ceaiul și prefer să consum ceai. Și mai am aici și un termos. Pe acesta nu-l mai desfac pentru că și l-a comandat o colegă și prefer să îl arăt, să îl dau așa. Și acum o să vă arăt câteva ceaiuri. Nu mai am atât de multe pentru că eu am deja comandate. Majoritatea ceaiurilor, sau cred că toate pe care le-am cumpărat acum, au fost la 80 de grame. Ele se găsesc și la 30 de grame, cred că, nu, la 40, la 80, la 100 de grame. Cred că cel mai mult este la 200 de grame. Așa arată ceaiul cu fructe, măr și trandafir. Așa arată el, după cum vedeți, sunt doar fructe și plante mărunțite și el conține măr, stafide, pere, hibiscus, sfeclă roșie, arome, boboși de trandafir, căpșuni, frunze de bambus și țara de proveniență este Cehia. Așa arată ceaiul cu măr și trandafir. Mai am aici un ceai verde cu mentă, tot la 80 de grame, așa arată acesta. Și el conține ceai verde și mentă, doar atât. Țara de origine, tot Cehia. Următorul este ceai cu măr și scorțișoară. Și așa arată și acesta. Nu știu cât de bine reușiți voi să vedeți. Acesta conține mere, hibiscus, coajă de măceșe, coajă de portocal, scorțișoară și țară de proveniență, tot Cehia. Așa. Acesta este cu merișor și căpșuni, care arată așa. Și el conține măr, măceșe, stafide, hibiscus, merișor, lemongras, coajă de portocală, căpșuni, frunze de căpșuni și cam atât. Un ceai Pina Colada, ăsta și mie și soțului ne place foarte mult, pentru că este foarte aromat, dar e și puțin cam prea dulce. El conține măceșe, ananas confiat, măr, hibiscus, nucă de cocos și cam atât. Așa. Mai
Mai am unul aici cu banane și cireșe, care arată foarte bine și el. După cum vedeți, sunt doar fructe uscate. Stafide, hibiscus, papaya, bucăți de banane confiate, arome, cireșe. Așa arată. Ele dau un gust foarte bun ceaiului, să știți. Chiar sunt foarte aromate. Și mai am doar două. Mai am încă unul pina colada. Și acesta este ceai verde cu rodie. Și acesta arată tare bine. V-am zis, astea toate sunt pe comandă. Nu am comandat niciunul pentru mine. Pentru că am mai pus două comenzi și am un stoc destul de mare. Și da, cam astea sunt ceaiurile. Arată foarte bine și credeți-mă, sunt foarte bune. La 200 de lei aveți și transport gratuit. Nu vă spun toate lucrurile astea că știu eu aș fi sponsorizată sau ceva, nici într-un caz. Doar că am descoperit niște ceaiuri foarte bune și vreau să împărtășesc asta cu voi. Eu mai comand și la colegele de la lucru, de asta cearurile astea sunt toate pe comandă. Ele au văzut sticla la mine și au văzut și ceaiul și au vrut multe din ele să-l încerce, altele au vrut să și le recomande și da, am vrut să vă arăt și vouă această comandă. Dacă vă place, intrați și voi pe Arta Ceaiului pentru că au multe sortimente și sigur găsiți ceva și pe placul vostru acolo. Dacă și voi folosiți aceste ceaiuri, vă rog să-mi scrieți în comentarii și să-mi spuneți părerea voastră sau să-mi recomandați voi un ceai bun. Mie îmi place tare mult să beau ceai, v-am mai spus. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă pup și vă doresc numai bine. Pa, pa!